Mia și Conector, super tare s-a întâmplat treaba asta, căutăm porecle chiar și pentru ei. Avem 4 oameni și v-am rugat să ne dați porecle pentru acești 4 fantastici din România. Dăm un hanorac cu Virgin Radio celui care ne-a dat cele mai creative porecle. Avem așa, Conector, Delia, Cătălin Măruță și Alina Eremia. Voi ați spus pentru Cătălin în felul următor: pelicanul, ok, bărbosul, Fofi, ok, și Nostradamus. Asta cu Nostradamus e bună pentru că... Mai ghicește, a? Da. Mai zis la... Simt eu că se va întâmpla ceva și apoi se întâmplă. Bam! Poreclele pentru Conector sunt următoarele. Doamnelor și domnilor, avem Sfântul, Predicatorul, Jim Carrey și Meditatorul din Livada cu nuci. Wow, dar de ce din Livada cu nuci? Păi așa spune el pe TikTok. Ok. Dar e de cireș, parcă. S-ar putea să fi greșit Livada. Hai să trecem la... Alina Eremia. Prietena noastră. Exact. Pantera. Oh. The Gambler. Alinatoare. Așa, și Mildy. Mildy? Mildy? Oh, Carol, Mildy, why Mildy? Okay. Mild înseamnă... Cremos? Ce înseamnă mild? E ceva în engleză. Mild. Mild. Și... înseamnă un tip de... Dacă nu e picat, picant e mild. Ah, da, e dulce, așa cred. Exact. Bun. Porecle pentru Delia. Porumbelul alb al păcii. Cruella. Ok. Păpușa Barbie. Sau E.T. Mhm. E.T. adică E.T. sau E.T. adică mănâncă de la... De la mănâncă, cred, dar e cu siguranță un joc de cuvinte pentru E.T. Da. The Extraterrestrial. Bun. Ok. Dragilor, astea au fost poreclele. Căutăm acum, le-am luat de la fiecare dintre voi, căutăm omul care a dat cele mai frumoase porecle. Revenim cu ele în doar 2 minute. Bună dimineața! Cele mai frumoase 4 porecle, da, pentru fiecare.